Salutare internet, am fost în Africa, s-a numit Cow Travels to South Africa, explic imediat de ce, dar trebuie să încep să spun că m-am întors de acolo cu două lucruri. Primul, am aflat că există o chestie care se numește anxietate de supraviețuire și pe care am experimentat-o pentru prima oară în Namibia. Și doi, lucrurile sunt cu atât mai spectaculoase cu cât le dai timp. Și eu împreună cu Petru, prietenul meu aici de față, am dat timp acestei călătorii în Africa pentru că am zburat la Cape Town și de acolo am închiriat două motociclete cu care am ajuns o lună mai târziu la Victoria Falls, în Zimbabwe. Băi, deci acum câteva luni m-am suit într-un BMW X7, Petru Păcuraru, pentru că lui e frică să zboare și am purces cu el la Budapesta, la ambasada Africii de Sud, ca să ne luăm viză pentru Africa de Sud. E, am ajuns în Africa de Sud, uite, asta e Africa de Sud în spate. Camps Bay, chiar. Camps Bay în spate, ăsta este Chapman's Drive Scenic Route. Mergem la Chapman's Peak, să vedem ce se întâmplă acolo. În spatele meu este motocicleta. Sunt convins că există locuri mai frumoase în lume decât ăsta, dar totuși nici aici nu ne e rușine. Cred că este o zi de marți absolut minunată. Nu știu dacă există motociclete mai bune decât asta pe lume, dar oricum, pentru că nu mi-e rușine cu ea, practic am luat ce am și acasă. R1250 GS Adventure. Mi-am adus frumos navigatorul de acasă, am luat un quadlock și am specificat în mod expres, cum se zice la noi acasă, ca motocicleta să aibă anvelope Michelin Anarchy Adventure, pentru că mie îmi place să fiu confortabil cu ce merg. Asta este practic intro-ul nostru în experiența de vlogging din Africa de Sud. Asta este. S-a dat drumul, cum s-ar spune. S-a dat drumul. Am filmat foarte mult pe drum, ușor neprofesionist pe alocuri. Prin urmare, cred că e momentul să rememorăm un pic acum. Aici, la o lună după ce ne-am întors, o lună jumate aproape, când s-au mai așezat lucrurile, cam ce s-a întâmplat și cam care a fost magnitudinea acestei aventuri. Eu am zis că a fost cea mai mișto chestie pe care am făcut-o în viața mea. Asemenea. Aș putea spune așa în avans că a fost atât de bine încât aproape că am simțit-o ca fiind imorală. Indecent. Indecentă sau imorală. Știi că genul că nu e nimic care să-ți facă extraordinar de bine, care să fie îngrașă, fie este imoral. Și atunci am ales să fie imoralitatea. Dar da, cred că a trecut o lună și o săptămână. Dar în continuare, știi ce e surprinzător? Este că deși a trecut timpul ăsta, eu mă gândesc oare ce făceam acolo o lună și două săptămâni. Adică a fost un ceas care a rămas acolo blocat și acum este raportat la experiența respectivă. Deci s-a resetat clocul, practic. S-a resetat clocul, da. S-a resetat clocul interior la noi. Da. Și, practic, viața noastră se povestește acum pre-Africa de Sud și post-Africa de Sud. Post-Africa de Sud, planul nostru la întoarcere a fost hai să ne gândim cum facem să trimitem motocicletele la Victoria Falls și să ne continuăm drumul spre casă, traversând Africa și în partea ei de nord, nu neapărat doar de sud. Asta e o chestie mai complicată, pentru că pe oricare parte ai merge, ori pe, să zicem, vest, adică Congo, Niger, Nigeria și așa mai departe, în partea aia, Maroc. Și pe acolo găsești lucruri care nu sunt sigure. Găsești lucruri care nu sunt sigure și pe partea din est, adică South Sudan, Sudan, Etiopia. Pe acolo trebuie să ai grijă când traversezi fie în Israel, fie în Arabia Saudită, fie direct în Italia sau Grecia. Dar astea sunt planuri de viitor și noi ne-am strâns aici ca să rememorăm puțin poveștile pe care le-am trăit în Africa de Sud și eu aș vrea să o luăm așa cronologic și vedem în câte episoade o să împărțim noi discuția asta noastră de aici. Dar uite, aș vrea să încep cu poza asta, cu noi, practic aterizând în Cape Town,
cu fețele astea de turiști europeni în spatele nostru cu semnul Welcome to the Mother City. Eu trebuie să recunosc că pentru mine poza asta avea o însemnătate aparte, pentru că urăsc din tot sufletul zborul. Adică nu e, prefer să mă bat cu lupul, ursul, leu. Adică niciuna din perspectivele viitoare ale acestei călătorii nu a fost atât de amenințătoare pentru mine cât a fost acest zbor pe care l-am urât din tot sufletul fiecare secundă. Deci ăsta e un zâmbet. Asta este un zâmbet de aterizare, de gata, am terminat cu zborul, acum am o lună în față în care nu trebuie să mai zbor. În sfârșit pot să mor pe pământ. Da, acum dacă mor pe pământ, asta e. Hai să luăm cu începutul. În primul rând, organizarea călătoriei a fost un pic, nu complicată, dar necesită niște timp, pentru că și pentru a intra în Africa de Sud și pentru a intra în Namibia îți trebuie viză. Viză pentru Africa de Sud nu mai poți să-ți iei direct de la București, trebuie să faci un drum la Budapesta, să depui dosarul acolo, după care, odată ce ai viza, te științează oamenii de la ambasadă și poți să trimiți un curier să îți recuperezi pașapoartele. Mai departe, trebuie să faci același lucru și pentru intrarea în Namibia, unde, la fel, în momentul în care aterizezi la Windhoek, poți să-ți iei viză on arrival din aeroport, dar pentru că noi nu aterizam la Windhoek și trebuia să intrăm în Namibia terestru din Africa de Sud, a trebuit să avem viză luată înainte de călătorie. Asta înseamnă că a trebuit să ne trimitem pașapoartele la Viena ca să fie acolo ștampilate cu viză, astfel încât noi să putem să intrăm din Africa de Sud. Ce trebuie să faci este să, desigur, cumperi bilete de avion, după care oricum lucrurile încep să se așeze în calendar fără probleme și trebuie să mai fii sigur că găsești și de unde să închiriezi motociclete. Uite, eu recomand Motorrad Rentals în Cape Town și pe prietenul nostru Albert, care s-a ocupat minunat de noi odată ce am aterizat acolo. Tot Albert a fost și tipul care ne-a făcut mai mult sau mai puțin itinerariu. Practic ne-a dat niște sfaturi pe unde să mergem și ce ar fi mișto să vedem în experiența asta Africa de Sud, Namibia, Botswana și Zimbabwe până la Victoria Falls. So basically we have discussed that we have the best bikes in the world traveling to Vic Falls. And about the route, it seems we're going to have a bit of sand to deal with, but hopefully not a problem. So in your experience, not many issues with the bikes or with the route with the riders? No, definitely not. You'll have a great time. I'm sure you're going to have an awesome experience. Thank you, Albert. Ajutorul lui a fost neprețuit, nu doar din perspectiva asta de ghid itinerariu, ci și pentru că la un moment dat când mie mi s-a stricat pompa de benzină la motocicletă, din fericire într-un loc cu semnal în Africa de Sud, omul s-a organizat instantaneu și a venit împreună cu o motocicletă nouă după mine să ne recupereze. A durat 5 ore să l-așteptăm, dar practic la o oră după ce îi dădusem SMS că s-a stricat motocicleta, plecase deja spre mine cu una nouă. Deci servicii impecabile acolo în Cape Town de la Motorrad Rentals. Highly recommend, 5 stele din 5. Part echip. Dar hai să o luăm ușor pe firul călătoriei. Deci practic noi am aterizat la Cape Town. Gata, am călcat pe pământ. Bravo. Primul lucru pe care îl faci când aterizezi la Cape Town este te întorci și îți faci un selfie cu, nu cu Petru, cu Welcome to the Mother City, uite cum scrie acolo în spate. Asta faci. După aia te uiți aici un pic în spate și găsești pinguin și răspunzi la întrebarea lui Petru. Care era întrebarea? Oare să vedem și pinguin? În prima zi ne-am dus și ne-am luat motocicletele. Asta s-a întâmplat. Ia uite. Era 1250. Ia, cutiile, tot. Da, deci uite, se face și inspecția motocicletei, care e 13.762 de kilometri în acest moment. Am mai căzut și ea pe aici, pe acolo, mai are niște zbirituri, dar ce contează? Ia uite, foarte frumos. Michelin Anarchy Adventure. Ia uite ce frumos, noi nouțe, uite să văd perișorii, practic, chili. Ăștia sunt niște chili. Băi, deci fiți atenți, aterizarea în Africa de Sud s-a întâmplat. Înțeleg că s-a oprit și ploaia. După cum se vede în spatele meu, soarele e sus pe cer.
și am ajuns într-o curte foarte bine pozită, unde sunt motocicletele noastre. Cum te simți? Te așteptai la asta. Bun, astea sunt motocicletele, ia-ți. R1250 GS Adventure. Asta e casca mea. Astea nu sunt cutiile cu care sunt eu obișnuit, dar o să ne descurcăm și cu astea. Se deschide de aici. Bam. S-a întâmplat. Asta este. Am aici un repair kit pentru momentele în care, Doamne ferește, înțeleg că conform legii lui Murphy, dacă ai repair kit la tine, nu faci pană, dacă nu ai, faci. Astea sunt niște butelii de CO, niște cartușe de CO2. Astea sunt niște baterii pentru telecomandă, în caz că se rămâne fără baterie. Și ăsta este... În momentul când ai o gaură în cauciuc, ai o, un corp solid în cauciuc, da? Cu ăsta îl scoți, pur și simplu, bagi și tragi afară ca să scoți chestia respectivă și faci o mică gaură. Așa. După care cu această sculă mică... A, faci ca la vulcanizare. Am prins șnurul pe jumătatea asta, am băgat înăuntru, iar după care când am ajuns la suprafață am tăiat, am dat cu acest adeziv, cu acest ciment de cauciuc și am frecat, trebuia să fie și ceva pe aici, trebuie să fie și niște mică șmirgăl, dar oricum de la drum și de la nisipul din... Da, ok. Se va bine, asta aș dori să nu aflăm cum se folosesc astea. Pentru că noi suntem băieți cuminți, da, dar cum dacă se va afla, tu ești profesionist. Perfect. Ce se întâmplă este că doi profesioniști de pe continente diferite, Petru and can you tell me your name? Simon. Simon. Petru and Simon are trying to fix like a quad lock for me. Yes. Simon says exactly. Și după ce ne-am luat motocicletele, nu să mâncăm. Mai ții minte? Am mâncat și prima noastră masă în Cape Town a fost? A fost masa de deep fried. Everything deep fried. Deci prima noastră, ce țin, prima mea experiență cu bucătăria lor a fost everything is deep fried. Am mâncat calamare deep fried cu schnitzel de nu știu de care deep fried și motiv pentru care și stomacul meu a fost deep fried. Dar aș vrea totuși să fac o scurtă mențiune. Așa. În avans, pentru cei care cred în ghinion, noi ne-am cazat la un alt hotel decât cel la care trebuia să stăm, nu, în mod da, normal. Adevărat, da. Drept dovadă, cu Uber am făcut un tur al orașului, chiar din prima zi, în care ne-am dus de la... Pentru că, ghiși ce, există mai multe hoteluri cu același nume, numite Hotel Marriott. Da, da, da. Chiar mai multe decât astea și noi am apucat să cunoaștem doar două dintre ele. Da. Deci, pentru cei, dacă ar fi fost neapuiul aici de față în călătoria cu noi, ar fi spus că superstițiile ar fi însemnat o lună de zile de ghinion, ceea ce n-a fost cazul, dar noi așa am debutat. Deep fry everything și hai să cunoaștem hotelurile din Uber cu bagajele după noi. Dar în cele din urmă s-au așezat mai bine decât ne-am fi așteptat noi, deci aș vrea să spun că superstițiile nu există. Nu există. Vă rog frumos, credeți în știință, nu în superstiții. Da, credeți în știință. Motocicleta am parcat-o. Și acum merg să investighez un pic pe aici. A doua zi după ce am luat motocicletele a însemnat că am respirat puțin pe lângă Cape Town și ne-am întins picioarele practic la mare. La ocean, pardon. Da, a doua zi cred că am fost și am văzut Capul Bunei Speranțe. Da, am văzut Capul Bunei Speranțe. Drumul spre Capul Bunei Speranțe. Ne-am bucurat un pic de
peisaj și de vreme oarecum, pentru că era practic vremea perfectă de condus motocicleta, în jur de 20 și ceva de grade, nici prea cald, nici prea frig. Pe parcursul acestei mici escapade pe lângă Cape Town am avut și prima epifanie și anume că... Că eu seamă cu Kim Jong-un. Lasă! Deci eram noi looking at things într-un loc absolut superb pe drum spre Capul Bunei Speranțe, unde am realizat că oamenii ăștia, într-o miercuri joi ce era acolo, ei făceau surf. La ora 11:30. Da, Petru a fost foarte supărat pe acest aspect. Problema cu locurile astea din Africa de Sud e că unul e mai mișto decât altul. Petru s-a născut de fapt marinar și și-a ratat cariera. El este antreprenor și coach. Dar ar fi trebuit să fie navigator. Deși aș putea spune despre mine că îmi place să navighez în ape tulburi. Înțeleg că Petru are și observații legate de oamenii ăștia pe care tocmai am văzut acolo mai în față, că s-au aruncat cu niște plăci să facă surf. Ei trăiesc aici, în Africa de Sud. Dar mă și gândesc la dramele localnicilor, care spun, bă, ce facem? E marțea, ora 3, nu avem prea mult de făcut, dar mă, să luăm surf-ul, să ieșim un pic pe mare, să ne dăm un pic așa, să vedem că acum e mare astăzi. Astea sunt, adică opțiunile lor sunt foarte limitate. E și înțeleg de altfel. Cred că ar fi cazul să mâncăm ceva. Da, am trecut mai departe. Am mâncat foarte bine într-un local de hipsteri, da, unde am mâncat vegan, creamy, dal, nu, soup of the day, delicious, homeless, warm the cockles of your heart. A fost, da, chiar ne-au încălzit cocle și inimii. Am mâncat frumos acolo niște pește, după care am ajuns la Capul Bunei Speranțe, unde am făcut din nou niște introspecție. Ia uite. Să fim fericiți că am ajuns la Capul Bunei Speranțe, ceea ce vă urăm și dumneavoastră. După cum vedeți, se stă la coadă, la poză. Sunt și foarte multe geci de piele aici, adică și foarte mulți pantofari. Nu putem decât să ne bucurăm pentru ei și să le urăm foarte mult ok. Capul Bunei Speranțe nu este doar un cap, este și un scenic route cu multe trepte frumos amenajate. E și normal să fie frumos amenajate la 320 de ranzi cât costă intrarea. Mă bucur foarte tare că acest cap al Bunei Speranțe nu e în România, pentru că n-ar fi fost atât de curat. Și nici nu era atât de multă speranță, exact. Dar oricum, să știi că nu sunt atât de în formă cum credeam, că n-am făcut decât vreo... cât să fie până jos? 5 etaje? 6? Și am început să respir greu. Partea bună la faptul că sud-africanii au lăsat acest scenic route deschis. Mă rog, punem punctul ăsta unde l-au blocat. Nu, practic aici îți explică faptul că mai încolo e interzis. Asta înseamnă de obicei un buștean așezat pe o cărare, să știi. Bun, mă duc să peric. Petru, vreau să te întorci acasă. Da. Odată ce ai ajuns aici pe stânci, la înălțimea asta, parcă îți vine să faci un pipi. Depun și bușteanul și merg cu ghetele mele pe stâncile astea. Ar fi păcat să pun un picior greșit sau să alunec pe aici. În schimb, pot să mă opresc să-i fac o poză lui Petru. Auzi, mă, Petru, știi ce mi-am dat seama? Te rog. Că pentru prima zi de Africa de Sud nu e deloc rău. Nu e deloc rău, da. Nu e. O ținem tot așa, o să fie cel puțin memorabil. Da, e bună. Chiar am făcut mai mult decât niște introspecții la Capul Bunei Speranțe, dar... trebuie să recunosc faptul că eu nu știam cel puțin Capul Bunei Speranțe atât de aproape, dar mi-a revocat un pic amintirile din copilărie, când mă uitam cu Jind la aventurile de pe mare a corabii, cum se numea? Speranța. Toate corabii Speranța. Pentru cei mai
grizonați dintre voi deja, ca să nu zic doar în vârstă, vă amintiți toate pânzele sus și faptul că ei erau într-o călătorie aproape interminabilă către capul Bunei Speranțe. E, așa ne-am simțit și noi, într-o călătorie aproape interminabilă către capul Bunei Speranțe, unde ne-am și bucurat un pic că am ajuns acolo. Adică a fost... Păcate, nu poate, vezi, forța aia naturii nu poate să o cuprindă, știi, pozele astea și chiar am fost foarte impresionat de cum se simțea acolo Speranța, ca să zic așa. La capul Bunei Speranțe n-am văzut doar ocean, am văzut și niște babuini. Babuini erau ăștia? Erau babuini, da, cunoaștem după fund pe babuini. Da. Pe care chiar i-am și alergat, eu am vrut să mă împrietenesc cu ei, dar ei nu atât de mult cu mine, se pare. Eu am alergat după ei, am găsit și struți. Tot acolo, care traversau, a fost primul nostru întâlnire cu wildlife. Drept dovadă, ulterior, aș putea să spun că o lună de zile, unul din constantele acestei experiențe ale noastre a fost cât de des ne întâlneam cu ceea ce noi consideram ca fiind wildlife, dar probabil că noi eram pentru ei wildlife. Da, exact. Nu, pe acolo, practic, tu ești wildlife-ul care invadează spațiul ancestral al animalelor și al vietăților din zonă. Vreau să mă întorc cu tine acasă, nu pâspi. Bravo, tată! Asta a fost a doua zi la Cape Town. A treia zi la Cape Town am avut o experiență ușor diferită pentru că nu a mai fost plină de wildlife, ci a fost plină de... Winelife. Da, iată. Nici că se putea spune mai bine. A fost plină de winelife pentru că am fost pe la Stellenbosch, care este o zonă, așa, mie îmi place să-i zic Elveția, pentru că n-aș putea să-i spun Mizil. Și aici dealurile de la Mizil pe care se cultivă viță de vie sunt spectaculoase, dar nu la nivelul de spectaculozitate al regiunii Stellenbosch, unde în afară de vie cultivată impecabil și la dungă, mai există și foarte multe localuri și restaurante și cazări de 5 stele, de parcă zici că ești fix în Elveția. Am ieșit un pic spre Wine Country. Și am ajuns pe la Stellenbosch. Stellenbosch. Am început să vizităm niște, practic, crame, vinării. Și am ajuns aici. Tokara Wine Estate, ia uite. Foarte frumos, foarte talent. Cu foarte multă grijă, mergem la următoarea. Foarte multă bogăție de nivel super internațional, galactic, aici la, mă rog, vinăriile din Stellenbosch. Nivelul de frumusețe din zona asta viticolă de lângă Cape Town este pur și simplu galactic. Ai niște vii întreținute impecabil, ai clădiri, ai vinării, ai istorie, ai peisaj. Și cel mai important, ai niște servicii de calitate superbă. Please remain on pathway. Report Cow Travels. Am ajuns aici la Delair Graff Estate, unde este mai frumos decât ne așteptam. Cel puțin decât ne așteptam. Niște bogăție internațională. Cu un view fantastic și prietenul meu Petru Păcuraru îmi spune că a meritat fiecare secundă din chinul pe care l-a trăit pe avion. This is the bad news, but we don't have olive oil. Wow! Do you have anything else? That's the meat or the cheese. Can you have cheese of meat or just cheese? Let's do a cheese. Bun, și după ce ne-a întrerupt Agata să ne spună că nu mai are olive variation și că ne aduce niște olive and meat, eu aș vrea să mai spun că, dincolo de faptul că mă bucur enorm că am ajuns până la urmă în Africa de Sud, pe care o tot amând de 2 ani, ca să o văd pe motocicletă, mă bucur enorm că fac asta în condițiile în care Petru și-a găsit curajul să-și depășească demonul interior legat de zbor. Și nu pot decât să mă gândesc că
mi-aș dori și eu să îmi dau seama care este demonul meu interior și să-l iau pe Petru exemplu ca să-l depășesc. Foarte nu, ești o inspirație pentru mine, Petru Păcuraru. Mulțumesc. Mai ales în această excursie. Mulțumesc. Mulțumesc. Iar de acolo ne-am dus către cea de-a 8-a minune a lumei, cum îi spune tu. Da? Eu aș îndrăzni să o denumesc ușor diferit, și anume al 8-lea coșmar al lumii. Ei, ne-am dus să vedem Table Mountain. Știu că poza pare absolut extraordinară, aș vrea doar să vă gândiți la proces. Mie nu-mi plac înălțimile și m-am trezit într-o telecabină în care după ce am intrat, ne-am fost anunțați că este a 8-a minune a lumii pentru că ghișce se rotește în jurul axului în timp ce urcă. Adică nu e doar suficient că eram căcat pe mine de faptul că urca fără niciun stâlp de jur împrejur la o înălțime de 1000 și ceva de metri, mai mult decât atât, ea se rotea în timpul ăsta într-o mișcare de revoluție asemănătoare Pământului în jurul axului. Drept dovadă, ce nu se vede în aceste poze minunate, este cum am, împreună eu cu altă fată care la fel ca și mine eram speriați de înălțime, ne roteam împreună călcând pe picioare în jurul axului acestei telecabine, încercând să nu vedem capetele. Am înțeles. Oricum, experiența de la Table Mountain a fost completată de un domn care știa foarte bine cine este Gică Popescu și cine este Hagi, mare fotbalist internațional, și a fost completată și de coborârea de la Table Mountain, care a fost întârziată pentru că au fost niște probleme tehnice cu telecabina, da, care l-au făcut pe Petru să fie mult mai stresat decât a fost la urcare. Adică pe cobor, dacă pe urcare am urcat-o în 4 minute, coborârea am făcut-o în 16. Da, adevărat. 16 minute, da. 16 minute. O să țin minte acest lucru. Noi suntem de obicei foarte bine organizați cu parcarea, cu tot, dar uite, de data asta am parcat și noi lângă un alt băiat care a parcat pe un semn roșu. Cred că semnul la roșu înseamnă că se poate parca. Așa, avem aici în jos acolo Cape Town. Și acum ne ducem să vedem cum se urcă la Table Mountain. Desigur, ca să eviți coada, te folosești de internet, internetul galactic, și te bagă cineva pe fast track. Toată viața mi-a plăcut la VIP. Mă rog, cred că dacă eram VIP-uri adevărate, nu urcam scările. Corect. Și dacă ajungi la timp, vine și cable car-ul fix odată cu tine. Romania. Romania. We are from Romania. You are from Bucharest. Bucharest, exactly. Yes, Bucharest, exactly. Yeah. Thank you, my friend. So you also support Stella. Stella? Stella Bucharest. Stella. Yeah. Steaua. Steaua Bucharest. Steaua Bucharest, yes. Scutariu, ai auzit, mă? Și ăsta ține cu Steaua, frate. Adevărul că da, cât de slabă e echipa asta, trebuie să țină și în Africa de Sucre. Exact. You see, I know a lot about Romania because of Stella. And I was born in the 70s, so I know a lot about Nicolau. Right? Wow, that's great. What's your name, man? Philip. Costin here. Costin, I know a lot about Nicolau. Nicolau. And Hagi. And Hagi. Hagi, like top. Hagi is top. And Florin. Răducioiu, yes, man. Popescu. Gică Popescu, yes. Old school. Yes, the old school, man. Thank you. I remember in 94, I think it was Romania that was playing, yes, Bulgaria. Yeah, but it was on the 5th in 94. Yeah, 94. And I remember Koo passes the ball to Koo. Who's passing the ball to Koo? Who passes the ball to Hagi? Hagi's intercepted by Off. Who passes the ball to Off? Who passes the ball to another Off? Because from Bulgaria, it's Pop Off or Mikhailov. Pop Off, exactly. Everything was Off at the end. And if it was Russia, it's Ski. No, Poland, it's Ski. It's Ski. Everything is Ski at the end. Excellent, man. Thank you, Philip. Suntem peste tot acasă, bă. Suntem atât de internațional ca Eminescu. O să-i filu, suntem foarte clar. Vai de mine, ce frumos. We are stepping inside. Petru, dacă dorești, tu poți să te așezi aici la centru, după cum ne-a zis băiatul ăla de ieri, biciclistul. Ne-a zis un biciclist ieri că dacă ți-e frică de înălțimi, ar trebui să stai acolo, în centru. Nu mi-e frică de nimic, doar de babau. De babau. Uite, eu mă apuc aici și filmez, fii atent. Ok.
Da. Dacă particip la maratoane în București, când vii în Cape Town la Table Mountain, te sui pur și simplu pe munte, fără să urci cu cable car. S-a plecat. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to Table Mountain Aerial Cableway, one of the seven new wonders of nature. Thank you for choosing Table Mountain. We must apologize, the microphone system's down today, so I'm using the fireman's loud idea. On the way up, we'll be rotating our floor for your enjoyment. We one of three cable cars in the world with a rotating floor. There's one in Switzerland, one in the USA. Știam noi, dacă nu sunt flească, deci așa mi-e rău. Mi-e rău de la răceală, sunt flească, efectiv. Și tapa cum curge pe mine. Tântești la picioare. Chiar dacă ești transpirat, să știi că nu o să rămâi transpirat multă vreme, pentru că bate vântul foarte tare. Inventăm o parapantă să cobor pe ea, ca să ducem tot, știi? Să ducem tot pe listă. Tot de pe listă, ce să... Vai. Doamne, ce mizerabilitate când încep să rotească aia. Și eu fugeam împreună cu alte două femei grase. În jurul aia ca să noi să nu vedem și călcam unii pe alții să nu vedem. Și acum? Uite, hai să începem pe aici. Asta e view Cape Townului, fie. Fai de capul nostru. Uite, fii atent. Cape Town aici, Port Elizabeth. Aici, ușoaia aia, jos de tot. Port Sydney, în partea asta. Deci suntem... Suntem destul de bine jos. Pe plafon... E practic o încrângătură de alei pe care cineva a turnat beton și vegetație de asta, pitică. Vegetație pitică, ușor uscată printre pietre. Vegetație pitică, ușor uscată printre pietre. Și e un peisaj frumos. Și printre turiști. Poți să mai faci o stânga pe alee. Cobor pe aici printre niște bolovani. Și ai grijă să nu te prăvălești până jos. Uite și o purlică pe aici. Mare grijă aici. Mare grijă că până jos sunt mulți, foarte mulți metri. Bun, deci ce se întâmplă este că din cauza că a fost o problemă tehnică cu cable car-ul. Practic, acum vom merge până jos, cam în 10 minute, nu în 4. Visul meu s-a îndeplinit. Bine, bagă-te aici, lângă centru, hai. Nu, să învârtem asta. Foarte recunoscător pentru această experiență. Dacă cumva ai avut de gând ca astăzi să nu mănânci carne, să fii vegetarian, lasă-mă să spun cu toată inima că nu ți-a ieșit absolut rău. În loc să mulțumești că practic ai mai distrus încă un demon. Foarte nerecunoscător, Petru, să știi. Foarte, foarte nerecunoscător. Gata, m-am ajuns. Ce zeitate o fi aici, în zona asta, seara la ea. Analabum? Politehnica din...
George, Elizabeth, celebră, pentru ușile cu sens unic pe care le face și oamenii care încearcă să forțeze limitele sensului unic. Vreau cu aceea puțin. Aș vrea să spun o chestie. Deci, suntem deja de 2-3 zile împreună și ai zburat cu avionul și ai mers și cu telecabina. Cred că dacă zilele astea ar fi fost prima noastră întâlnire, unul din noi era deja însărcinată. Așa este. Pentru că și comparația pe care am folosit-o mai devreme și pe care tu ai auzit-o, dar uite, o să o spun și pentru voi care vă uitați acum la noi, este, n-am făcut niciodată tușeu rectal, dar să cobor 12 minute cu un lift care se învârte în jurul unui ax ca o șaorma de la Dristor, stricat fiind, așteptând 2 ore după ea, la o înălțime de 2000 de metri, m-am simțit ca un tușeu rectal, dar cineva care își face timp să facă asta. Își pune mânușile, dă cu prun de talc, mi-aranjează toate internele pe acolo. Deci mulțumesc dacă a fost un act intim, dar la urma urmei. Deci a fost un act intim. Gata, hai să oprim. You from Bucharest, you are lucky, eh? Yes. Very lucky, why? You are very lucky. Why, Philip? Because after you went up, the cable car, the problem, changed you. You were lucky for us, Philip. You're the man. You are the man. Is there a coffee shop there? It's around the corner, but it's closed, so it's closed. Have to go down to town, yeah. Okay, but thank you. După experiența asta de Stellenbosch și mai departe Table Mountain, am mai trecut o noapte de cazare la hotelul ăla Marriott. Unul dintre Marriott-urile din Cape Town. Și practic noi am început să ne facem drumul pe Garden Route și primul oraș pe care l-am atacat a fost Hermanus. Unde am și întâlnit conceptul de cum se numea asta de pană de curent. Da, load sharing. Load sharing. În Hermanus, după cum se vede, practic am experimentat prima oară cum se taie curentul în Africa de Sud, pentru că Africa de Sud este de vreo 10 ani cu un regim politic nou, ca să fim politically corect. Țara are 60 de milioane de oameni în mod oficial. Unii spun că de fapt în Africa de Sud, care are vreo 1.200.000 de kilometri pătrați, trăiesc cam 90 de milioane de oameni, pentru că foarte multă lume din restul Africii vine în Africa de Sud în căutarea unei vieți mai bune. Ce se întâmplă în Africa de Sud este destul de complicat la nivel politic. Înțelegem că această conducere nouă, în primul rând, că nu are habar să conducă lucrurile și, în al doilea rând, mai și fură banii pe care trebuie să-i bage în tot felul de lucruri folositoare națiunii. Cum se spune, fură curent. Fură curent. Aici, în Africa de Sud, noțiunea de a fura curent se pare că se întâmplă la propriu, pentru că Africa de Sud, în afară de Cape Town, unde înțeleg că mai sunt niște hidrocentrale și niște baraje care suplimentează nevoia de energie electrică, se taie curentul practic în toată Africa de Sud, nu știu, câteva ore dimineața, câteva ore seara, la program. Și atunci ce se întâmplă este că oamenii se descurcă cum pot, și anume cu generatoare. Și exact în mijlocul zilei, spre exemplu, când noi mâncam la Hermanus sau beam un cafea pe malul mării, oceanului, mereu îmi vine să zic mare, dar de fapt suntem la ocean, au început să huruie un milion de generatoare și să îți facă viața mai greșită din punct de vedere fonic. Noi am înjurat, dar după aia ne-am dat seama că de fapt nu era vina lor. Ăsta este trollerul cu bagaje cu care am venit de acasă, de dimensiuni considerabile. Este practic cel mai mare troller în care am avut eu vreodată bagaje și a trebuit să bag toate lucrurile care au fost acolo în cutiile motociclete. Astea sunt cutiile cu care este echipată această motocicletă din Africa de Sud. Are un mod în care se deschid clemele astea ușor mai ciudat pentru mine. Sincer, acum o să mă chinui puțin, deschid, ca să vă arăt aici. Aici sunt rufele curate și rufele murdare deopotrivă, împreună cu practic toate lucrurile de îmbrăcat și cu perechea de pantofi. Aici, în partea din dreapta, bam, sunt practic toate echipamentele de filmare, cu toate ventuzele, cu costumul de ploaie și cu un mic hanorac în condițiile în care mi se face frig pe motocicletă. Ăsta merge mai ușor închis. Și aici mai există și kit de pană, Doamne ferește. Iar aici mai avem
laptop, niște apă, niște ventuze, practic camerele pentru GoPro-uri și încărcătoare și practic tot ce mai trebuie pentru filmare. N-am crezut că o să intre toate lucrurile aici, dar se pare că totul s-a întâmplat cum trebuie. Prin urmare, ca să încerc să anticip asta. Prin urmare, sper că sunt plec fericit la drum. Să chinui aici un pic. Bam. Bun. Am mai luat cu mine niște chingi. Doamne ferește, nu se știe niciodată când ai nevoie de ele. Și am mai luat cu mine și o plasă. La fel, nu se știe niciodată când ai nevoie de ea, asta e minunat. Pe motocicletă navighez cu BMW Motorrad Navigator 6, care este acest Garmin pe care l-am adus de acasă. Am descărcat harta Africii de Sud și am toate informațiile aici. Desigur că mi-e mai ușor să navighez cu smartphone-ul, care este atașat cu acest quad lock, pentru care am luat chiar și vibration dampener ca să nu îmi zăpăcească lentila camerei. Asta e foarte ușor de atașat. Am și cablu cu care încarc de la USB de aici, deci viața ar trebui să fie ușoară. Mai am aici un Magic Arm cu care atașez GoPro când vreau să fac filme cu el. Și mai am aici și acest Cardo Packtop Bolt cu care comunic cu partenerul de drum. Ăsta are și o antenuță care se ridică fix așa. Ăsta este foarte eficient la drum, se aude bine înăuntru, totul e să ai microfonul atașat într-o poziție în care să fie foarte aproape de gura ta. Am învățat niște lucruri aici în Africa de Sud până acum. În principiu, când vrei să călătorești în Africa de Sud, trebuie să știi că se conduce pe partea stângă a drumului. Dacă mergi într-o mașină închiriată pe aici, nu o să uiți asta niciodată, pentru că o să ai evident volanul pe partea dreaptă. Dar dacă mergi cu motocicleta, de fiecare dată când ieși în trafic, trebuie să caști ochii cât cepele, pentru că tot timpul o să te uiți în direcția greșită. Ne-am făcut un obicei din a ne avertiza unul pe altul, stânga, ca să nu ții dreapta și să te lovești frontal cu ea din față. Traficul în Africa de Sud este destul de bine organizat, nu prea le pasă de motocicliști aici, practic nu prea se fac loc în trafic, nici pe autostradă și nici în orașe, dar pe de altă parte sunt foarte previzibili și nu schimbă banda razna, ei își țin banda lor și chiar dacă nu se fac loc, măcar sunt previzibili și nu te surprind aiurea. Din punct de vedere safety, deocamdată nu am avut probleme, dar am fost sfătuiți ca traseul zilnic să încercăm să se termine undeva pe la ora 2, să ne plănuim să se termine pe la ora 2 după amiaza, astfel încât dacă ne mai oprim pe drum să bem cafele, să facem poze sau să facem filme pe GoPro, să nu întârziem totuși să ajungem la destinație mai târziu de ora 16. Ideal ar fi totuși să nu te prindă noaptea pe drum. Plecăm din Cape Town, mergem la George. Se pare că asta este una dintre cele mai frumoase zone din Africa de Sud, Garden Route, și mers pe coastă, cumva n-are ce să fie greșit, sincer. Dar vreme cât vezi oceanul că se varsă pe stânci, eu cred că suntem bine. Aici la Hermanos sunt și niște sirene. Mă rog, sunt niște sirene The Sea Change. Hermanos este foarte turistic și foarte pitoresc. Se și muncește, dar se și stă aici în Hermanos. Mi se pare că e momentul să intrăm la gelatomanie. Ce să zic, e frumos în Hermanos, dar puteam să mă lipsesc. Great expectations, but less than impressive results. Cât de cât, cum s-ar spune, dar nimic deosebit. Da. Mai ales că practic sunt probleme și cu electricitatea și din cauza asta la terasa asta unde am mâncat au apărut din senin două generatoare care practic ne-au făcut sandwich-ul cu atât mai benzinos. We love Hermanos.
poți faci gluma asta când vii aici. Uite, asta e cea mai bună glumă aici. Everybody. Hello. Cheers, man. Cheers, man. Thank you, guys. Cheers. Thank you so much. Toată bucata asta de la Hermanus la Gans Baie și mai jos încoace spre Agulhas este ceva dumnezeiesc din punct de vedere peisaj, dumnezeiesc din punct de vedere al drumului pentru motocicletă, minunată din punct de vedere termic. Deci, practic, nu înțeleg de ce nu ne facem viața acolo când ieșim la pensie și de ce nu ieșim la pensie mai repede. Drumul ăsta de la Gans Baie până la Agulhas n-ar fi trebuit să ne ia foarte multă vreme, numai că făcând un mic detur pe hartă și încercând să păstrez un drum care să ne țină mai degrabă spre coastă decât spre interior, am experimentat și primii 10 de kilometri de macadam. Noi ușor cu partea dorsală mai strânsă, dar de fapt drumul fiind absolut decent, mai ales pentru motocicletele noastre și mai ales în comparație cu ce aveam să întâlnim în Namibia, dar asta este o altă poveste. Hai că după un drum de asfalt întins drept, cam ca în Dobrogea așa, dar practic mult mai întins, am dat și de un drum de macadam, care este la fel de întins și uneori la fel de drept. Mă rog, desigur că am fi putut să ocolim drumul ăsta pentru Cap Agulhas, dar parcă a fost mai fun cu el, nu? Fără doar și poate. Fără doar și poate. La Agulhas? Agulhas ce este special este că e locul în care cele două oceanuri se întâlnesc între ele, practic. Adică imaginați o linie care de fapt divide Oceanul Indian de Oceanul Atlantic, dacă nu mă înșel. Asta este Agulhas. Îți dai seama că un navigator ca tine ar putea să tragă pur și simplu o ață pe un ocean și să zică gata mă, de la gradul ăsta am trecut în Oceanul Atlantic, din Oceanul Indian. Foarte spectaculos acolo. Locul e marcat extrem de turistic. Te duci, îți faci poză frumos, stai la coadă ca să-ți faci poză. Din fericire, când am ajuns noi nu era așa de aglomerat. Dar oricum, stațiunea aia mie mi-a inspirat mai degrabă ce ar fi trebuit să fie Vama Veche dacă ar fi avut noroc. Cam așa mi s-a părut că e acolo. Da, 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 foarte frumos. Extrem de frumos dezvoltat, extrem de bine gândit la nivel de construcții, fără vile înalte construite razna între alte vile care nu sunt înalte și așa mai departe. Din nefericire și aici la Agulhas se taie curentul și am experimentat asta fix când ne întorceam de la restaurant. Practic de la restaurantul cel mai sudic din Africa. Din Africa, da. Da. Hai că am mâncat și acolo. Da, mâncat și am mai avut o... Și ne-am întors pe dos, pe jos. Cred că vreo o oră pe întuneric cu lanternele pornite de la telefon. Da, cu lanternele de la telefon doar așa în primă fază că după aia te orientai după stele practic acolo. M-am ajuns la cel mai sudic punct al Africii. Hai că nu ne-a luat așa mult azi de la Cape Town. Și peisajul de aici de la Agulhas nu îmi spune decât că ar fi trebuit să venim puțin mai repede. E așa mai frumos aici decât la Cape Town. E mai frumos chiar și decât la Bacău. Am ajuns la monument. A, practic e Africa, nu? Ia uite, e Africa. Ăsta e monumentul. Și ăsta este punctul, practic. Uite, aici suntem noi. Și ăsta este sudul. Ia uite. South. Aici. Mai departe, plăcile pentru... Celelalte trei puncte cardinale nu sunt înfipte oblic în pământ, sunt pur și simplu înfipte corect. Nu e atât de vânt cât mă așteptam aici, dar totuși bate un pic. Aici se întâmplă și o ședință foto. Hey, hi! So you like the Indian Ocean more than you like the Atlantic Ocean? I like both. That's why we are on this side, no? That's the end of this side. Ah, okay, I see now. How are you? We are good, thanks, and how are you? All good. Yeah.
Asta este locul în care se desparte Oceanul Indian de Oceanul Atlantic. Și pe placa asta scrie clar: Uis nu op DMS Suidelike punct de Van de Vasteland Van Africa, Cape Lagulas. You are now at the southernmost tip of the continent of Africa. Nu știu dacă ți-ai dat seama, dar eu am început să am și accent din ăsta de indian african. De, da. Păi, ce să zic, pe 4 zile încep să naturalizez, să spun. Da. Suntem de 4 zile în Africa și astăzi, după 3 nopți în Cape Town, am început practic să înțelegem ce înseamnă Africa, pentru că s-a deschis șoseaua, s-a deschis continentul. Zeci de kilometri de linie dreaptă, că e asfaltată sau că e macadam, nu contează, și stânga-dreapta o vastitate din asta care ți aduce aminte, mie mi-aduce aminte de America, pentru că Petru n-a ajuns acolo, ce să facem. Asta e. Da, atât a putut deocamdată, dar începutul a fost făcut. Mie de Ialomița. Ialomița, 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 Dobrogea mult, da, așa e. Hai că nu e rău. Cam asta este dimensiunea nimicului. Frecvența cu care trec mașinile aici pe drumul ăsta dintre Capagulas și George este destul de mică. Iar drumul este mărginit de o parte și de alta de foarte multă agricultură și altfel este foarte întins, uite. Merge mult încolo, nu se vede capătul. Da, după Agulas am tăiat-o spre George pe niște drumuri unde am văzut exploatări agricole. În Africa de Sud, fermele agricole sunt la nivelul miilor de hectare, adică practic dacă ai o fermă medie sau mică, are deja mii de hectare. De la Agulas spre George ne-am oprit la Mosel Bay, dacă îți mai aduci tu aminte. Da, Mosel Bay. Unde Mosel Bay, unde deja am experimentat o schimbare în accentul oamenilor, în engleza oamenilor, practic. Am început deja să înțelegem că oamenii vorbesc mai mult africans, o engleză africans, mai degrabă decât o engleză de la Cape Town. Da, și am experimentat încă o dată Deep Fry Everything, dacă ți aduci aminte. Adică ei au chestia asta cu unele restaurante foarte turistice, sunt despre Deep Fry Everything. Și noi acolo ne-am oprit pe o terasă absolut minunată, la 18 grade, unde copiii stăteau în pielea goală și se jucau în apă. De am avut un pic de deep fry, așa că era dor din prima zi. Asta nu este un peisaj din Norvegia, cum ar putea să pară, sau Danemarca, sau Suedia la mare. Nu, este chiar aici, la noi în Africa. Am făcut vreo 150 de kilometri din partea aia de la Agulas, hai 200, și s-a schimbat accentul aici când am intrat în cafeneaua asta. Nu ne-au mai întâmpinat cu engleză, ne-au întâmpinat cu o limba lor. Una din zecile de limbi care se vorbește aici în Africa de Sud. Copiii sunt foarte rezistenți aici. Se face baie într-un golfuleț aici și la 18 grade cât sunt afară. Uite, ei se plimbă, aleargă frumos la golfulețul. Aici sunt oamenii care mănâncă lucruri. În această bodegă care servește salată grecească pe care nu am accesat-o, a luat niște prawns. Tot niște prawns am luat. Ia uite. Picket fence. Zici că ești în Desperate Housewives aici, în setting-ul ăsta cu verdeață și cu căsuțele astea. Doar cu parter. Pe drum încoace, când traversezi pustietatea aia, mă rog, care de fapt e o pustietate agricolă, pe șosele care sunt suficient de late și suficient de lungi încât să nu poți să le cuprinzi cu ochii, capeți respect crescut pentru mașinăria care te transportă. Fie că vorbești de mașină sau de motocicletă sau de remorcă sau de ce vrei tu,
capeți așa un respect pentru ea și în peisajul ăsta care nu se mai termină și în vântul ăsta care te biciuie din toate părțile, în turbulențele astea pe care le trăiești pe șosea, capeți respect pentru utilaj și în depășiri și când îl pui pe cruise control și el merge și trage cu tine acolo și nu se oprește. Și ai așa tendința să îl ții tot timpul nu la 100%, nu la abuz complet, ci ai tendința să îl ții la 80% din cât ar putea el, la 90%, tocmai ca o grijă suplimentară pe care o ai pentru el, știi? Nu mergi cu motocicleta la limită ca bou, pentru că, Doamne ferește, faci o pană sau se oprește și ești la zeci de kilometri de orice așezare care ar putea să-ți dea un ajutor. Și mai e ceva, oamenii sunt grijulii cu tine și în trafic și dacă te oprești pe undeva, se opresc și ei pe lângă tine și te întreabă, totul e în regulă? E bine? Nu e bine? Îi dau mai departe, te ai nevoie de ajutor? Cam așa sunt. E mișto, e un respect și față de utilaj și față de ceilalți participanți la trafic, pe care îl câștigi pur și simplu pentru că peisajul e arid și te poate ucide în orice moment, cam așa e. Și oricum, noi suntem pe Garden Route, care este oarecum turistic aici, adică abia aștept să văd ce se întâmplă când o luăm în sus încolo. Și mai e ceva, aici în Africa de Sud, când ceri un starter, să te aștept să-ți vină un fel principal, eu am cerut și un starter. Dar ăștia probabil că ei nu știu ce înseamnă creveți din aia mici pe care îi mănânci în Europa ca pe semințe. E, și după deep fried am ajuns la George, care este un oraș extrem de spectaculos. Un oraș bogat. Un oraș. Din Africa. Da. Care unora dintre noi le-a plăcut mai mult decât altora. Dar cei dintre noi care le-au plăcut mai mult decât altora nu sunt în acest podcast cu noi. Da, exact. Bă, la George sunt lucrurile foarte americănești, așa cumva. În mijlocul orașului George, noaptea, era pustiu, nu prea era nu viață. Noaptea, era 8 seara, 9 seara. Da, 9 seara, da. Nu era viață acolo. Nu era deloc viață, nu. Da, dar în schimb, restaurante, adică știi ce e surprinzător? Este diferența asta foarte mare dintre faptul că restaurantele sunt foarte moderne și foarte bine gândite și frumoase și mâncare bună. În același timp, în momentul când ești din restaurant, pare un pic altă lume. Da, urlă localnicii după tine pe stradă. Da, urlă localnicii după tine pe stradă, da. Da, am înțeles. Nu e neapărat un etalon pentru viața de noapte, George, dar am avut o cazare superbă, da, în superb. Caledon Ten, acolo. Ce era băiatul? Era olandez sau era danez? Nu, era neamț. Era elvețian. Elvețian? Elvețian era, cu origini olandeze, soția lui locuia în Elveția, avea o casă pe care o cumpăraseră în urmă cu câteva zeci de ani, care era o casă colonială din secolul XIX, recondiționată, care arăta absolut extraordinar. Absolut extraordinar. Da, super. Yes, Costin. Yes, welcome. Hello. Hello. My name is Jan. Hello. Hi, Jan. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. Welcome. Hello. Thanks a lot. So 1300. Sorry, 1250. 1250. Yeah. It's a 1250 actually, yeah. Yeah, fantastic. Yeah, have a good ride. Sorry? Did you have a good ride? We had an excellent ride so far, yeah, yes. And we have a long one ahead. Și când vii în George, pe Garden Route, sincer, mi se pare ideal să te cazezi aici la Ian, care are un number 10 Caledon House, care este această vilă absolut superbă. Acolo în dreapta e un garaj, aici e o cameră, astea sunt motocicletele noastre, astea sunt niște locuri de parcare. Asta este o curte superbă. Uite-și, bănci frumos, vii, bei o cafea aici în natură. Ia uite, încă o cameră acolo în spate.
fructe frumos în grădină. Ia uite. Pentru fabula asta sumă de 70 de euro pe noapte, cameră dublă desigur, vii și stai aici. Uite, asta este practic camera Garden Terrace. Camera Garden Terrace, care arată fix așa. Baie frumos, duș, bam. Foarte multe lucruri aruncate pe jos, pentru că asta este viața de motociclist. Cizmele lăsate peste noapte la aerisit. Alte haine lăsate la aerisit. Și practic ieșirea pe terasă. Uite și tu cât de frumos. Dacă n-aș avea drum de făcut, poate că aș mai rămâne aici o vreme. Ia uite, un ceas Mazda. Și aici ajungem în lobby, în recepție, practic. Ia uite ce frumos. Morning. Și pe aici la fel de frumos. Toată casa într-un design absolut minunat. Ia uite, și chiar și eu filmându-mă în oglindă. Hai că ne-am și împachetat. Ne-a făcut Albert instructajul, ne-a făcut tot ce trebuie. Ne-a zis pe unde o să ajungem la Victoria Falls, dar astăzi facem un loop din George. Mergem spre Woodshorn. De acolo mergem mai departe la Prince Albert, care este un orășel în care 30% din oameni fac agricultură și 30% fac turism și restul sunt artiști, să știi. Am citit aseară pe internet. Da. Am înțeles. Dar aștept să văd artiștii care trăiesc lângă agricultori. Sunt convins că sunt absolut extrem. Artiștii de lângă agricultori. Hai să vedem. Da, și din George, practic noi am făcut un mic ocol. Deși traseul nostru mergea pe coastă, în jos, spre Port Elizabeth, noi am făcut un ocol despre care am fost sfătuiți că nu trebuie ratat. Și practic ne-am dus de la George spre Woodshorn și de la Woodshorn unde ne-am oprit să cumpărăm niște chestii de piele din puță de papagal. De fapt era de struț. Da. Până la urmă n-am cumpărat nimic, că nu ni s-a părut nimic superb. Am luat un pix o chestie mărunt așa. Dar nu nimic extraordinar. Un pix o chestie, da. Am mers după aia mai departe pe un drum de macadam prin munte spre o localitate care se numește Prince Albert și care este unul dintre cele mai frumoase puncte din călătoria asta pe care am făcut-o noi, fără ca noi să-l fie explorat foarte în detaliu. Prince Albert este așa, o mică nestemată într-un traseu destul de arid și prin munți și unde practic nu te aștepți să găsești niște civilizație cum este asta de la Prince Albert, care este foarte hipsterească așa. Da, este proto-hipsterească. Este, exact. Pentru că erau hipster de 70 de ani acolo. Da. Tu citiți și o statistică interesantă că 20 sau 30% din comunitatea respectivă erau artiști. Da. Drept dovadă, imaginați-vă un sat, o combinație de sat cu oraș așa, foarte ghiduș și foarte bine făcut, cu câteva mii de locuitori care era plin de galerii. Da. De artă, dacă ți-aduce aminte. Plin de galerii de artă, 30% erau artiști, 30% erau agricultori și restul probabil turiști. Probabil că turiști, da. Noi eram restul. Noi eram restul, da. Hey, 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 hey. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Intrarea în Woodshorn este mai puțin impresionantă decât ne așteptam, dar am făcut ce am făcut și am ajuns la Oystrich Emporium, care practic este tot o chestie de hipster. Aici la Oystrich Emporium foarte multe chestii interesante.
Uite, poți să te întorci acasă cu... Vrei să duci ceva acasă să meargă la gâdilat? Poate folosi multe feluri. Da. Practic, life is like photography, we develop from the negatives. Uite, Petru, asta este foarte bun pentru HPDI. Cred că poți să faci moto o companie din asta, după ce termin cu creștem oameni. Struți. O de struți. Mă rog. Elefant pe ou de struți. Aha. Durele multe. Eu. Hello. Cu albastru, cu maro. Ceva cu verde, frumos. Există și cizme cu care poți să te faci remarcat. Out. Talent. Și pentru doamna, avem și pentru doamna. Plec de aici cu nelămurire legată de aceste sexy socks. For every pair you buy, we give school socks to a child in need. Ok, asta am înțeles, dar n-am înțeles. Sexy socks as cotton. Sunt făcute din as cotton. E bumbac scos din as. Altă chestie interesantă este că aici, în Africa de Sud, mașina noastră națională este la mare prețuire. Dacia Duster. Foarte tare. Mă rog, Renault Duster pentru oamenii de aici. Foarte multe. Foarte multe. De chiar și în această parcare aici, la Woodhorn, sunt două. Uite, este a doua, 1.5 DCI, rupe aici în Africa de Sud, Renault Duster. Prince Albert aici. Romania! Wave to the camera, please. Hi Romania. Hi Romania. Hello. I'm from Prince Albert. Prince Albert. From here. Costin, yeah. Petru. Costin and Petru, nice to meet you. Yeah, I'm Brent. Anyway. How are you? I'm very good, very good. This is an absolutely lovely place here. Beautiful, it's beautiful. Beautiful, yeah. And the weather, and new sky. We're coming today's from... a bit cloudy, did you notice? Oh, wow. A little bit cloudier than usual, yeah. What happens here in Prince Albert? It's a farming community. And tourism, farming and tourism. So, told you, yeah. Not a lot. So, an artist, I saw. And art, yeah. And I own the local art gallery. So, okay. There are a lot of artists that live in the area as well. Yeah, it's beautiful, place, quiet place. Yeah. Yeah, I've been living here for 25 years, and it's so peaceful. We had one of our local girls, a member of our tennis club. She went to Romania last year to go and teach English. Really. But she couldn't handle it. She only was there for just a very few months, and then she came back. I never really talked to her about her experiences, but but we know about Ceausescu, we know about that whole, you know, Dracula. Terrible. Amazing. Yeah. Dacă ar fi să mă opresc să stau câteva zile undeva să îmi liniștesc creierii, cred că aici, în Prince Albert, ar fi. Da, hai să ne liniștim creierii la drum mai departe și să pedalăm. După ce am plecat din Prince Albert, noi am vrut să ajungem la Knysna, dar era prea departe și atunci am zis că ne oprim undeva la jumate, undeva la Derust. Derust, care este pe drum între ele și tot prin munte, și am avut noi o trecere tot pe niște macadam, dar nu mai știu dacă să ajungem la Derust sau înainte să ajungem la Prince Albert. Înainte să ajungem la Prince Albert. De dovadă, ne-au și întrebat mai mulți oameni dacă știi și acolo când, la ferma de struți, dar și când am ajuns în Prince Albert, ne-au întrebat dacă ne-am dus în canionul ăla lor, kind of a enduro area. Enduro training, da. Noi am trecut pe acolo, a fost decent chiar și pentru anvelopele motocicletei mele, care avea niște Anarchy Adventure pe ea și care s-a descurcat decent în zonă.
După ce am plecat din Prince Albert, am mers pe asfalt și ne-am oprit la De Rust, care De Rust este un, nu aș putea să-i spun un Prince Albert, dar o localitate. De da. Rust este chiar like un sat așa, în care da. Nu se întâmpla nimic, în care oamenii trăiau din agricultură și în care ne-am întâlnit cu un Jack Russell. Da, De Rust, ca să fac o comparație așa, un fel de Băicoi, dacă stai la Ploiești. Așa, iată. Excelent. Acolo l-aș plasa, adică nimic special, dar în același timp era pe drum. Dar iarăși load sharing, am stat la o tentiță destul de simpatică care ne aștepta cu niște brelocuri cu motocicletă, cu niște căsuțe și asta, dar nu asta ar fi de menționat. Ce ar fi de menționat este faptul că am căutat un loc unde să mâncăm, n-am găsit acel lucru în care să mâncăm și am oprit într-un bar care era luminat cu niște lanterne sau ceva, în care mai mulți oameni ne-au luat ca și cum noi eram prieteni cu ei din totdeauna și veneau, ni se confesau, ne întrebau, adică toată lumea era băută. Noi nu eram băuți, evident, erau și nici un Jack Russell acolo, mai eram cu cățel mic și era o emulație dintre asta psihedelică a unui lumii în care pur și simplu a intrat și nu mai știi cum să ieși. A fost foarte, foarte amuzant. Adică dar erau prietenii noștri. Erau prietenii noștri, noi nu știam cine sunt ei, nu știau cine suntem noi. Exact nimic, dar era o conexiune atât de puternică cum doar alcoolul sau, eu știu, să spunem că și alte lucruri probabil de pe acolo din zonă contribuie. Singurătatea. Singurătatea ar fi unul dintre ele. Exact. Da, singurătatea ar fi unul dintre ele. Da, da. Ce mai faceți? Și noi ce faceți? Bine, și voi? Da, păi da. Bine și noi, hai să ne luăm în brațe. Da, exact, asta a fost. Cam asta, așa. Da. Și nu m-am întrebat, câinele tău, dar ei veniseră cu câinele. Adică, da, da, ce câine drăguț aveți, ceva minunat. Deci era un bar cu 7 oameni, că n-aș vrea să vă imaginați că era o chestie care avea 300 de oameni. Nu, era un bar cu 7-8 oameni care aveau niște relații foarte antagonice, așa. Superb. Hai că am găsit și cazarea la De Rust. De Rust aici e foarte rustic. Se merge mult pe natural. Ia uite. Frumos. Păi nu mă simt eu ca la Pleșcoi. Frumos și la interior. Ia uite. Face aici frumos ceva de mâncare. Face aici frumos duș, cadă, frumos. Talent, vitralii. N-ai treabă. Grătar, dacă vii cu mici congelați. Mare grijă, atenție la țestoase. Ușor aici cu picket fence-ul. Mergi frumos printre flori. Pe alee. Talent. Ia uite, Petru foarte puternic. Și după aia altă cameră. Aici la Please No Smoking. Ia uite ce frumos. N-ai treabă, mă, ne place cu rusticul mult de tot. Ia uite și o cadă ascunsă în pământ. Aia nu, talent, ia uite. Superb. Opa. Bine, hai că vă las. După De Rust, noi ne-am luat-o spre Naisna. Am luat-o spre Naisna. Naisna, care e un nume superb, îți rămâne în memorie, se scrie K-N-Y-S-S-N-A și care este un loc absolut minunat. Și înainte să ajungem în Naisna, am făcut noi un detur pe o partea unui versant care dădea într-un golf mai liniștit. Da. După care ne-am dus în Naisna, care este ceva foarte spectaculos la nivel turistic. Are și o mică, un mic waterfront acolo cu bărcuțe, cu tot, cu chestii turistice. Dar mic, chiar serios waterfront. Da. Serios waterfront și foarte multe restaurante, din nou pe Deep Fried. Da. Remember? Da. Deep Fried, am văzut și cursa din Mexico, cred că eram acolo. O parte din cursa din Mexico. Da, Naisna este pe un fel de lac. Deci ea nu este direct în mare. Se pare că marea, în esență, are o anexă în momentul când face flux
Iar anexa respectivă, care discutăm de câteva sute de kilometri pătrați, se transformă în acest lac pe care era Nice, la motiv pentru care era foarte navigabil, dacă ți-aduce aminte. Da, multe bărci mici care făceau diferite sporturi acvatice, nefiind val. Africa de Sud și coasta ei fiind plină de val. Da. Deci nu doar că este foarte poș, dar este foarte frumos aici la Tessen Islands. La Nice Na. Este practic Nice Na. Nice Na. Nice Na. Da, deci Nice Na este foarte nice. Na, na, na. Și nu doar lacul, nu doar portulețul ăsta, casele pe aici, oamenii relaxați, verdeață multă, bărci, copii care sar pe doc, păsări care fac găinață în mâncarea ta, e totul minunat aici. Sirocco, sushi, oyster, food, tot ce trebuie, locuri de parcare. Te simți aici fix ca în San Francisco, jur. Mai ales că mai devreme era și Britney Spears. E, și după ce am luat noi prânzul în Nice Na, ne-am luat-o ușor mai departe și în drumul nostru spre Plettenberg Bay, am făcut ceea ce în principiu ar trebui făcut din punctul meu de vedere în orice călătorie din asta, și anume te uiți pe hartă, vezi un punct, pui pe el navigația și te lași să te duci acolo. A fost la fel unul dintre cele mai spectaculoase momente ale călătoriei, tocmai pentru că a fost neprogramat și extrem de frumos. Adică am ieșit din drumul principal și ne-am pierdut o oră pe un drum de macadam, am intrat într-un parc natural, am mai făcut vreo 5 km pe el până am ajuns pe un versant uriaș de unde se vedea foarte mult stânga-dreapta în ocean. Practic erai ca la Thracian Cliffs, numai că în Africa de Sud. Îmi plac foarte mult ancorele astea pe care tu le duci spectatorilor noștri care să poată să-și imagineze cam cum arată acolo. Exact. Un fel, deci, de Thracian Cliffs. Da, Stellenbosch, un fel de Mizil. Exact. Punctul ăsta din Africa de Sud, un fel de Thracian Cliffs din și Bulgaria. Și nu uităm de Băicoi comparativ cu Rust. Da, și Mezel Bay ai putea să zici că este un fel de Dalboca, doar la alt nivel, practic. Nu? Asemănarea este, uluitoare, adică nu aș fi putut gândi. Da, eu aș fi putut să-i spun chiar Dalboca Vista dacă îmi plăcea de Seinfeld chiar mai mult decât îmi place acum. Cel mai mișto lucru la turismul ăsta cu motocicleta este că poți să te uiți pe hartă, să pui tu degetul pe un loc care ți se pare tare și după aia să ajungi și uite, să vadă asta în spate. Bine, am plătit 300 de ranzi din ăștia aici, dar totuși a meritat. Adică nu zic că era mișto și în Corsica. Totuși. Partea proastă când găsești câte un loc din ăsta este că te apucă FOMO. Te gândești așa, oare la câte intersecții mai puteam să fac dreapta și să ajung în minunății din astea și le-am ratat. Asta e problema de fapt. Cu tine nu te apucă, mă, FOMO? Mai mereu mă apucă FOMO. Mă lasă, mă apucă, mă lasă. Pentru fiecare din vizitările astea care nu sunt neapărat menționate explicit ca fiind punct turistic de maxim interes și care te dau pe spate, îți imaginezi că mai sunt alte 1 milion la fel pe care le-ai ratat în acest moment. Asta de asta avem o lume de cucerit și o viață de explorat. După care, o locație fantastică de explorat, de petrecut timp, de înțeles care sunt semnele care îți arată că sunt rechini în apă, Plettenberg Bay. Un loc absolut fascinant și unul care este plin de old money, cred. Da. Mie personal, din tot ce am văzut în Africa de Sud, așa, în coastă, legat de, să spunem așa, turism costier și orașe costiere, mie mi-a plăcut cel mai mult. Mi s-a părut că avea cel mai mult bun gust. Africa de Sud, în esență, împrumută arhitectură din mai multe părți, datorită varietății de oameni. De dovadă, nu există o unitate foarte mare a arhitecturii. Că n-ai putea să pui degetul să spui, bă, orașul este în felul respectiv, știi? Plettenberg Bay mi s-a părut că a fost cel mai coerent dintre ele. După ce am dormit la Plettenberg Bay, ne-am luat-o ușor spre Port Elizabeth. Numai că înainte să ajungem la Port Elizabeth, primul punct pe hartă a fost Nature's Valley, care Nature's Valley este, hai să mai fac o comparație, este un fel de Cotroceni dacă ar fi fost turistic și dacă ar fi fost la ocean.
Înțelegi? Asta e mai apropiată, da. Case de vacanță, mult pe rezidențial, ți-ai fi imaginat pe acolo și niște ambasade, atât de frumos e locul. Practic, intri într-un parc natural și în parcul natural te simți ca într-o grădină botanică în care de o parte ai pădure, la mijloc ai case și după aia o plajă uriașă și oceanul. Bă, ceva superb! Da, nu, absolut superb. Azi dimineața când am pus pe hartă Nature's Valley, ne gândeam că o să găsim încă un parc. Da, am găsit un parc foarte frumos, care este și plin de niște case, niște proprietăți superbe. Un ansamblu rezidențial, practic. După care, dincolo de Nature's Valley, am ajuns la Port Elizabeth. Care Port Elizabeth, atenție, în noua conducere sud-africană, nu se mai numește Port Elizabeth, ci se numește Berha. Că e Berha? Berha. E consimțit acest schimb de nume ca fiind primul oraș transexual din istoria omenirii. La Port Elizabeth, la Berha a fost... E o diferență majoră, practic, și este o întoarcere a rădăcini, că de fapt, de când au venit ăștia noi la putere, nu se mai putea numi Port Elizabeth, rădăcinile cu Imperiul Britanic trebuiau tăiate și atunci s-a revenit la o denumire ancestrală, Berha, și în PI aici, practic nu prea ai să vezi pentru că e un oraș industrial. E un oraș industrial pe care l-am bătut probabil nu în întregime, dar măcar jumate din el l-am bătut. Și cel mai spectaculos lucru pe care l-am văzut a fost chiar locul în care ne-am oprit, care era un restaurant de deep fried pe ocean. Într-o parcare unde pentru prima oară am simțit că s-ar putea să nu fi lăsat motocicletele în siguranță. Fiind la 30 de metri de noi. Exact, fiind la 30 de metri. Deci aici în Port Elizabeth, în Berha. Am luat salată grecească și cu un sandwich. Sandwich cu ham and cheese și cartofi prăjiți, frumos. Foarte tradițional, Petru, să merge mult pe wrap. Numit shawarma. Exact. Shawarma. Shawarma cu calamari. Nu orice fel de shawarma. Asta este meniul de astăzi. Hai că, până la urmă, Something Good Roadhouse n-a fost chiar așa de rău. Hai, hey. Dar cea mai bună parte legată de Berha a fost că am plecat din Berha. Iată. Către... Da, am plecat spre Ado. Ieșind din Berha, am văzut din nou foarte multă sărăcie, stânga-dreapta. Am terminat-o cu partea frumoasă a Africii de Sud, practic, care se întinde de la Cape Town până dincolo de George spre Plettenberg Bay. Asta e, de fapt, Garden Route și este, de fapt, partea boemă a Africii de Sud și asta... cea mai turistică și cea mai bine organizată și cea mai prietenoasă cu turiștii. După ce pleci din Port Elizabeth și te duci un pic spre centrul țării, acolo îți dai seama cum se schimbă lucrurile cu fiecare kilometru pe care îl faci. Adică e ca și când ai intrat în altă țară fără să traversezi vreo graniță. De la Port Elizabeth până la Ado Elephant Park, probabil că ai vreo 2 ore de mers și la Ado Elephant Park rămâi prost pentru că intri în parcul ăsta natural care are foarte multe mii de kilometri pătrați și în care găsești elefanți. Erau vreo 600 de elefanți? Da, am început cu o populație de 16 elefanți în urmă cu aproape 15 ani de zile în urmă și ajunseseră la 700 și ceva de elefanți.
Am elefanți, am văzut peste tot în toată călătoria noastră, să vedeți că sunt mai multe momente în care ne-am întâlnit cu elefanți, dar de departe ăștia au fost cei mai prietenoși, mulți dintre ei venind, că chiar avem la un moment dat un cadru și o poză cu unul dintre ei care a venit efectiv, unul dintre ei care a venit la un metru de noi să vadă ce facem. Deci a fost foarte, foarte mișto experiența noastră că în sfârșit am coborât după o săptămână de pe motociclete și am făcut altceva decât să mergem pe motocicletă. Spectaculos cu elefanții. Da. În experiența asta de safari nu te lasă să intri cu motocicleta în Ado Elephant Park pentru că totuși cu motocicleta nu ești neapărat în siguranță. În mașini, în schimb, poți să te duci să vizitezi chiar și tu. Ideal ar fi să-ți iei un ghid care să te ducă să te plimbe pe acolo. Te-a întrebat un turist de ce n-am venit cu KTM-uri și răspunsul nostru a fost pentru că astea sunt mai bune. Da, deci practic am ajuns la Ado Elephant National Park și urmează să ne ducem într-un tur să vedem elefanți. Practic vedem elefanți pentru prima dată de când am venit în Africa de Sud. Thank you, Sia. You're welcome. Thank you. Uite, suntem foarte profesioniști, avem și GoPro nou. Asta e 9, ce e? 10? 11. So for now, we can just sit back, we'll relax, we'll enjoy the drive. Ce faceți, mă, unde mergeți? Ado Elephant National Park. Ăsta este locul în care să vii să vezi elefanți, dacă ești pe lângă Garden Route. În spatele nostru este o baltă în care, în mod normal, ar fi trebuit să fie animale să se bălăcească pe căldura din Africa de Sud, dar pentru că în Africa de Sud acum este frig, animalele sunt... Sunt. În bușteni pe aici, în bușez. Sunt în bușez animalele. Iar noi... Mâncăm un snack, în loc să ne ducem la motocicletă, să ne căutăm și noi cazare. Absolut. Încă se pare că goana după elefanți nu este abandonată, adică eu, băiatul ăsta a fost foarte asertiv și foarte resourceful, cum s-ar spune pe limba noastră. Da, adică am avut bulan. Am avut bulan în primele 5 minute ca să putem să vedem tot elefanții foarte de aproape. Exact. Iar restul, o oră și jumătate, am bănănărit-o printre scuzele că e frig, că uite nu sunt nici aici, uite nici aici nu sunt, cred că au plecat, dar aici în mod normal ar trebui să fie. Știi? Și acum mai avem, cred că vreo 15 minute, ne-au servit cu snack-uri și băutură, adică suntem foarte bine pe logistică și pe catering. Pe team building. Și noi tot speram că da, și noi tot speram că bă, poate ne duce omul mai devreme, dar uite că omul insistă să nu, adică tot să uite în continuare cu binoclu, mi-mă și sperie ce dracu vede pe acolo. Nu, lasă, nu. Noi, practic, suntem fericiți că am văzut elefanții. Foarte de aproape. Și mergem mai departe să vedem elefanții și din Botswana și din Namibia, când absolut, o fi cazul. Să-i comparăm. Dar între timp, hai să căutăm niște cazare. Gata. Să dormim la Ado. Dormim la Ado în seara asta. Dincolo de Ado, noi ne-am cazat la o chestie care se numea Africanos Estate și unde dimineața am avut surpriza să ne trezim într-o conferință politică a unor oameni care, ce scrie aici, Small Enterprise Finance Agency, deci era o agenție guvernamentală care se ocupa cu promovarea IMM-urilor, probabil, da, un fel de IMM-uri. Da, Small Medium Enterprises.
Aș vrea doar să spun cât de mișto a fost sentimentul nostru să ne dăm seama că suntem turiști acolo unde oamenii aveau treabă, agitați fiind cu evenimente, agitați fiind cu o grămadă de lucruri lucrative, iar noi eram foarte relaxați în picioarele goale, servind micul dejun. Călătoria continuă și după Africanos Country Estate și după experiența cu Agenția de Susținere IMM-urilor din Africa de Sud. Pe care îi salutăm cu această ocazie. Da, îi salutăm cu această ocazie și mergem mai departe. Deja de la Ado, noi am luat-o ușor spre Hrafrene, ne ducem spre Hrafrene. Aveam ceva de făcut, adică aveam vreo 500 de kilometri de făcut sau 400 ceva genul ăsta, aveam ceva de dus. Da, aveam vreo 400. Problema a fost că după vreo 100 și ceva de kilometri, motocicleta mea a început să tușească, la fel cum îmi vine mie să tușesc acum ușor răcit. A încercat-o și pe aia o răceală, am oprit-o, am deschis capacul de la baterie, am scos borna, foarte profesioniști. Când pleci cu motocicleta la drum, trebuie să știi că pe BMW 1200, 1250, GS, GS sau GS Adventure, ai sub șa o șurubelniță cu care probabil deschizi 80% din șuruburile pe care poți să le deschizi pe motocicletă. Cu cheia aia și cu șurubelița am reușit și am desfăcut o bornă la baterie, s-a resetat cumva computerul de bord, am plecat mai departe, s-a părut că lucrurile au luat-o pe o traiectorie pozitivă, dar după încă vreo 20 de kilometri, motocicleta a tușit. Iremediabil. Iremediabil, da, s-a oprit. Din fericire, eram într-un loc cu semnal. Este cel mai mare noroc pe care l-am avut probabil în această călătorie, că s-a stricat motocicleta asta într-un loc cu semnal, pentru că după experiența asta a urmat foarte, foarte multe zile în șir în care semnalul era așa, doar un vis. Ceea ce s-a întâmplat acolo este că practic a cedat pompa de benzină, cine știe dacă de la combustibil prost sau cine știe de ce motiv. Oricum, din fericire, oamenii de la care am închiriat motocicleta s-au mișcat cu foarte mare talent și la o oră după ce am dat semnalul că lucrurile sunt greșite, erau deja spre noi cu o altă motocicletă de schimb. Asta a însemnat două lucruri. Unu, că practic anvelopele mele Michelin Anarchy Adventure au rămas pe motocicleta stricată, care s-a întors la George și mai departe la Cape Town. Și doi, că a trebuit să așteptăm 5 ore până să vină motocicleta nouă într-un loc în care, ce să zic, o buclă temporală în timp și spațiu. Da, asta a fost experiența noastră de așteptare. Astea 5 ore, practic, ne-am oprit din mediul nostru familiar, și anume motocicletă, noi doi călătorind, mergând din loc în loc, tot organizat. Ne-am oprit pur și simplu într-un loc în care un domn avea grijă de un restaurantel, de un magazinaș, ca la Mizil, mă întorc, și în care am aflat niște povești foarte interesante despre cum sunt percepuți negri de către africanți și africanți de către populație de culoare și cam care este nivelul de rasism acolo și dintr-o parte și din alta și cam cât de mare este distanța până la care să se întâmple vreodată vreo reconciliere din punct de vedere rasial în Africa de Sud. Da, da. A fost și locul în timp în care mi-am adus aminte de fraza aia din Dune, în care zice Frank Herbert că we pay for the atrocities of our ancestors. Practic, populația de africanți e supărată pe noua conducere, dar pe de altă parte ei într-un fel plătesc pentru atrocitățile strămoșilor lor. Cam așa aici e, suntem. Așa e. Acolo am văzut într-adevăr ce înseamnă. Până atunci n-am intrat în contact neapărat foarte frontal cu gardul ăsta foarte înalt între cele două, între cele două rase. Și acolo chiar la un moment dat fraza a omul ăsta care ne-a găzduit acolo peste câteva ore și ne-a făcut și mâncare și care de-al minte a fost drăguț cu noi, dar cumva îmi dădeam seama că e foarte profund rasist.
era că dacă erați negri, probabil că nu v-aș fi primit, dar mai mult decât atât, dacă vedeam că insistat, v-aș fi împușcat. Așa a zis? Da, 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 da. Într-un moment așa de exuberanță a celor mai multe beri pe care le-a băut, dar acolo am simțit într-adevăr faptul că există un gard și că există un gard foarte mare între cele două rase și că nu e un gard care, pe care să pot să le scaladez foarte ușor. Știi? Lumele sunt foarte separate. Partea bună este că, ghiși ce, a venit motocicleta de la George exact în timp că să putem să mai prindem încă o oră de lumină ca să mergem spre... Rafrene. Rafrene. Rafrene a fost a doua destinație pe care am atins-o noaptea. Da. Că noi am plecat de la locul unde mi s-a stricat mie motocicleta pe zi, numai că am fost sfătuiți să nu mergem noaptea și să ne oprim undeva într-un oraș la 60 de km de depărtare. Noi am făcut un pic de push, am insistat și am dat-o până la Rafrene, unde practic cred că ne-ar fi plăcut să stăm. Da. Pentru că era un fel de Sinaia. Un fel de Sinaia, da, da. Era un fel de Sinaia, da, Rafrene. Da, da, da. Foarte turistică, foarte bine organizată. A fost primul loc din Africa de Sud unde am văzut benzinării, cam cum suntem noi obișnuiți să vedem în România. Da. Unu, destul de des și doi, foarte civilizate. Da, da, da. Rafrene, totuși aș vrea totuși să definesc un pic termenul, pentru că atunci când noi facem referință ca ceva fiind turistic, nu este turism de masă cu care suntem noi obișnuit. Da. Turismul era unul foarte nișat în esență, adică ce însemna că vezi alți turiști era că vedeai alți turiști literally, nu vedeai alte zeci sau sute de turiști. Adică în toată călătoria asta noastră, noi am experimentat un turism mai curând de nișă decât de masă. Și Rafrene, care e un orășel foarte frumos, cu bisericile, adică se vedea un pic influența olandeză, se vedea deja comuniunea omului cu natura, adică deja începuse să aibă un pic de stil. La 7:30 dimineața, 8 dimineața, când începeam noi să facem ochi, să ne uităm așa pe geamă, era absolut minunat. Exact, asta era. Profilul caselor era unul în care ușile erau deschise și înăuntru totdeauna era un buchet mare de flori care guverna intrarea. Da. Cypriot Cottages se numea unde am stat noi la Hrafrene. Da. Hrafrainet este un orășel în mijlocul muntelui, practic, în care jur că nu știu ce fac oamenii, dar cărora le mulțumesc că l-au făcut, pentru că arată foarte frumos și e un popas extrem de bun în drumul nostru spre Upington. Upington Man. Simon again, bed and breakfast. Măi, 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 ce magicieni suntem noi cu aceste cuvinte, yeah! Nu greșesc dacă spun că mă simt ca la mine la Pleșcui. Hai, exagerez, e mai frumos aici. Hai că am ajuns și în centru. Hrafrainet. Cred că e un fel de Sinaia mai dezvoltat aici, sincer. Fără să aibă vreun castel, dar are niște verdeață. Avem și gară, avem și Shoprite. Yes, sir. Hi, man. Full. Full, man. Just maybe 5 liters, I call 2 liters, 5 liters, 3 liters. I don't know. We'll see, because it's already half tank, I think. După Hrafrene, am avut o zi în care am făcut 600 de kilometri în Africa de Sud. 670 de kilometri. Pe un drum drept. Pe un drum absolut drept, pe care nu s-a întâmplat nimic, pe care nu aveam semnal, pe care nu știu ce am fi făcut dacă s-ar fi stricat motocicleta care s-a stricat cu 2 zile mai devreme. Și un loc în care, pe la mijloc, sau după ce am făcut cam 70% din drum, ne-am oprit să alimentăm într-un... Nu, ăsta nu are vreo
corespondență, da, în România. Nu. Este pur și simplu o benzinărie, era undeva băgată într-un orășel de câteva sute de oameni și unde efectiv ne-am întâlnit pentru prima oară cu niște copii foarte extrem de încântați de motociclete și cu care am stat de vorbă cât s-a dus Petru până la supermarket să ia niște băuturi răcoritoare. După care... 40 de grade, a trebuit să menționăm, că am plecat de la 19-20 de grade în Cape Town și cu atât coasta de sud a Africii de Sud. Ah, da, 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 aici pe bucata asta, pe bucata asta spre Upington, din mijlocul Africii de Sud, am experimentat și cele mai mari temperaturi după călătoria noastră. Ne era foarte cald când ne-am întâlnit cu copiii aia, da. Și ne-a fost cald până seara când am ajuns la Upington. Care Upington, ce să zic, n-ai putea să zici că e satul mare. Nu, un fel de Râmnicu Sărat. Iată, Râmnicu Sărat. Deci, practic, Upington este un fel de Râmnicu Sărat dacă ar fi fost în nordul țării. Wave to the camera. Salut, salut. Așa, cu așa. Perfect. Bravo. Am făcut poză cu voi. Mie am unisigur. Bravo, mă. Bravo. 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 Ce? Da, da, da. Where must go here? Upington. Upington. Upington, da. This is your street. That side. Knicker Street. Yeah. Standing here on that side now. Knicker that side, yeah. You must go that side here. Da, da, then da. You must go up. Upington. Yeah, Upington. You Upington, yeah. Here. You know English, man? Yeah, I know. What's English. Your name? My name is Seamus. Whom? Seamus. Seamus. Yeah. You're in Costin. 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 Pare bine, man. Bravo, man. Do you go to school? Yeah, I go to school every day. You go there every day? Yeah, every day. In the morning? Yeah, in the morning. Nice, man. Nice, nice. Upington, ultima localitate mare înainte de trecerea spre Namibia. Acum noi ajungând și seara, spuneai despre faptul că asemenea călătorii au nevoie de timp. Sunt absolut convins că locațiile astea pe care noi le-am văzut pe repede înainte au ceva mai mult de oferit decât ce am văzut noi, dar în condițiile în care noi am ajuns seara și eram destul de rupți în două, nu ne răspundea doamna la cazare, pe la casa aia pe acolo unde am stat. Adică toate condițiile respective... Știu că era un râu acolo, am fost la un restaurant unde scria Meet is Life, adică eu cred că era mai mult decât ce am putut noi să vedem într-o primă instanță. Înainte să trecem la episodul cu Namibia, aș vrea să tragem niște concluzii despre Africa de Sud. Tu ești la mine ca și cum eu ar trebui să trag. Da, da, vreau să trag niște concluzii despre Africa de Sud. Cred că în primul rând este o natură extraordinar de frumoasă, pentru că melanjul ăsta dintre munte, stâncă, țărm, ocean foarte agitat, așa, îți dă o energie aparte și asta mi-a rămas foarte mult, mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Asta ar fi o concluzie, deci zona de coastă până în până în Keberha, probabil că e o chestie extraordinar de frumoasă. Și de asemenea că oamenii nu au nevoie atât de mult de volan pe cât avem noi nevoie de volan, pentru că drumurile sunt extraordinar de drepte mare parte din timp. Adevărat. Concluzia mea despre Africa de Sud este că, deși am făcut vreo 600 plus, vreo 1300-400 de kilometri doar în Africa de Sud, cumva mi se pare că experiența asta a fost mai degrabă liniară și că nu i-am dat suficient de mult timp ca să înțeleg exact ce se întâmplă acolo și să înțeleg cum interacționează oamenii unii cu alții. Cred că pur și simplu am scratched the surface un pic despre Africa de Sud. Cred că mai sunt multe lucruri de înțeles acolo. Cred că problema asta de apartheid definește țara într-o măsură pe care noi nu putem să o înțelegem de aici. Și cred că doar după ce stai de vorbă și trăiești acolo efectiv mai multă vreme, poți să-ți dai seama cam care este dimensiunea în care îi este creionat viitorul din punct de vedere istoric, practic. Adică mi se pare că Africa de Sud este așa o poveste
complicată pe care poți să o înțelegi doar dacă citești foarte mult istorie și doar dacă înțelegi și atrocitățile pe care le-au făcut englezii și atrocitățile pe care le-au făcut olandezii acolo și modul în care s-au bătut unii cu alții oamenii din triburile care erau acolo. Pur și simplu, dimensiunea asta istorică a Africii de Sud cred că îi definește viitorul mai mult decât ne putem noi imagina. Cam asta e senzația pe care am avut-o eu în Africa de Sud, încercând cumva în fiecare seară să ascult câte un podcast istoric înainte să adorm și practic picând lat după primele 3 minute, știi? Adică am ascultat un podcast de o oră într-o săptămână pentru că nu dădeam decât câte 3 minute înainte în fiecare seară. Dar extrem de frumoasă țara, mai ales în partea de jos, și extrem de spectaculoasă, chiar dacă extrem de aridă, în partea de sus. Cam asta a fost primul episod din Cow Travels to South Africa, powered by Michelin, Anaki Adventure, cel puțin pe o bucată din călătorie. Și ne oprim aici cu episodul ăsta. Stați pe recepție pentru că episodul următor vorbim despre Namibia și... acolo e chiar mai spectaculos decât a fost în Africa de Sud.